Moldovenii vor plăti între 12 și 24 de lei per metru cub de gaze în funcție de venituri. Guvernul a anunțat mărimea compensațiilor pentru perioada rece a anului și ne amintește că mai avem o săptămână la dispoziție ca să ne înregistrăm online pentru a ne încadra în una dintre categoriile de beneficiari. Cine și câți bani va putea economisi? Aflăm de la colega mea, Lyubov Plămădeal. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Înainte de toate, trebuie să știți că statul va compensa tariful gazului în limita 180 de metri cub pe lună. Consumul ce depășește acest plafon va costa 29 de lei și 27 de bani, adică tot atât cât plătim acum pentru factura din luna octombrie. Dar să revenim la compensații. După cum bine știți, autoritățile au stabilit 4 categorii de vulnerabilitate. Prima, adică foarte ridicată, se referă la familiile cu venituri mici, dar și cu nevoi mari. Aceștia vor plăti doar 12 lei pentru fiecare metru cub de gaze, iar statul va veni cu o contribuție de peste 17 lei pentru consumul ce nu va depăși 180 de metri cub de gaze. Cei care se vor încadra în categoria de vulnerabilitate ridicată vor plăti 14 lei per metru cub. Pe măsură ce cresc veniturile și guvernul reduce ajutoarele, cei cu vulnerabilitate scăzută și foarte scăzută vor plăti 17 și respectiv 24 de lei per metru cub. Vor primi ajutor în facturi și orășenii cu încălzire centralizată. Cei drept, statul va compensa doar 1,3 gigacalorii pe lună și în acest caz intervenția va fi în funcție de gradul de vulnerabilitate. Cei mai săraci vor plăti 1450 de lei per gigacalorie. Urmează cei din categorie ridicată, care vor scoate din buzunare 1700 de lei, dar și cei mai puțin vulnerabili, care vor plăti 2500 de lei. Nimeni nu știe deocamdată în ce categorie se încadrează. Potrivit Ministrului Muncii și Protecției Sociale, gradul de vulnerabilitate îl vom afla după 25 noiembrie, acesta fiind stabilit automat de sistemul elaborat pentru înregistrarea beneficiarilor. Primele compensații se vor regăsi în facturile pentru luna noiembrie, adică cele distribuite la începutul lunii decembrie.